Mai mulți experți, oameni din comunicare și jurnaliști au realizat un experiment timp de o lună în care au utilizat formele de feminin pentru profesii, ocupații, titluri și funcții în limba română. La final a fost realizat și un eveniment de concluzionare organizat de către Ambasada Suediei în Republica Moldova. Feminine titles can be very controversial. Some people think that they're a really good idea, some people think that it's a very bad idea, but in a language like Romanian, for example, you can use feminine titles to talk about a woman who holds a position or has a specific job or a specific profession. I think it's up to each and every one, each and every person to decide how to use feminine titles. If you are comfortable using them, I think you should use them, and that goes for, of course, for journalists or for us as private persons as well. I think, personally, this isn't the thoughts of the embassy per se or Sweden per se, but that if we start using different words, we can change how we look at words and also how we look at the people around us. Utilizarea formelor de feminin pentru titluri și funcții trezește discuții în contradictoriu între filologi și activiști civici, iar folosirea acestora rămâne la discreția fiecăruia. Este important să ajustăm limbajul, reieșind din actualitățile sau din realitățile lumii în care trăim și a relațiilor sociale care s-au dezvoltat. De ce să aplicăm corect limba, corect ar însemna mai multe lucruri, nu doar să o respectăm corect cum ar fi scris în dicționar, dar să respectăm și corectitudinea în sensul politic sau în sensul de a respecta demnitatea altor persoane. De ce să avem o formă feminină pentru anumite profesii, cred că asta este mai mult decât o întrebare de gramatică sau o întrebare lingvistică, este și o întrebare sociologică. Mie îmi pare că a fost foarte important să începem să vorbim despre feminizarea limbii sau, spunem altfel, despre utilizarea titlurilor, formulă de feminin pentru titluri, ocupații și profesii, pentru a înțelege care este dinamica în societate și a înțelege dacă există această necesitate și dacă există argumente foarte clare pentru folosirea și pentru încercarea de a încuraja oamenii să le folosească și din cauza acestui uz să fie schimbată și norma. Fiindcă, cum a fost menționat și astăzi, norma este să se schimbă sub presiunea uzului. Folosirea formelor de feminin pentru anumite funcții, potrivit experților, ar putea îmbunătăți șansele ca femeile să ajungă pe poziții care au fost mai des ocupate de bărbați.